Salut! Revin cu un video de la scară. Dacă nu greșești, cred că este video, clipul cu numărul 6. Fac un video acum cu treptele, doar puse pe poziții tot, mai rămâne să le ranforsez pe mijloc. Cu frajul de pe laterală, de la scară, eu l-am făcut cam așa, am pus panou, după ce am pus astea oblicii, n-are nici pe... Ca să nu vorbesc urât, nu mai zic. Deci nu are nicio treabă. Aici în pereț i-am dat și cupoane pe un nisoane militarul ăsta, am dat cu ei de 10 și le-am mai prins și toate unul de altul ca să descarce cumva unul în altul. Deci, pentru cei care sunt mai pretențioși, cam așa trebuie să fie fiecare treaptă. Se vede? Se vede. Nu se spune mai de aproape. Că dacă s-ar vreuna, să zice că aia care-i strâmbă n-am mai pus. Deci să văd toate, eu nu fac nimic la cumpănă. Se vede, da? Deci pe întoarcere, pe... Deci cam așa se execută un cofraj, cât de corect se poate. Mai am o treaptă de făcut sus, da, e cu decupaj. Ultima de sus. Vreau să mai arăt încă o chestie, ca să se vadă încă un lucru, să vedem dacă încape dreptarul aici. Deci, deci se vede că le prinde pe toate, colț în colț, da. Și în partea asta la fel. Aici am cofrat, vin treptele că am o grindă, adică e de fapt o centură, dar are rol de grindă care se duce aici, cum am mai arătat, e spart și beton ca să fie încă o susținere la scară pe mijloc. Cam asta este cofrajul, tot este legat cu sârmă de 4. Se vede și pe aici. Cam așa îl fac eu. O să mai urmez aici de pus una așa și iarăși una de aici jos, foarte important și asta, că altfel scândura asta se poate răsuci ceva de genul. Aici, după cum știți, după scara de jos am să ies cu barele direct înclinate și o să fac și forfecarea. Deja s-a început la pus prima plasă. Deci mai sunt cam 6 ore de muncă și trebuie turnat. Na, este astăzi și mâine la 12 trebuie turnat și noi nu avem nici măcar prima plasă terminată la fier. Cam asta e cu cofrajul de la scară. Aici iarăși este decupat. O să duc acolo, o să am și o grindă aici. Sau să văd, pot să pun două bari de 18 sau să fac o grindă din 12, să văd ce fier iese, cu aia fac. Deci cam asta e. Aici iarăși am pus scândurile astea înalte ca să pot să fac legăturile mai bine, de asta să-și uniți unul dintre ele și aici se descarcă totul în perete, adică este niște contra cum ar veni. Aici iarăși am, dar nu-i problemă, că deja au fost și s-au uitat și ok. Aici, fix în colț, nu o să-i intre beton mai deloc. Adică o porțiune de vreo 8 cm, 10 cm, nu-ți intre deloc, după aceea am strat de 8 cm. Dar nu e nici cea mai mică problemă. Treptele sunt simetrice. Astea două din mijloc, după ce următoarele două din colț și iarăși astea de pe părțile drepte. Astea două câte două simetrice în oglind. Adică cred că rămâne la latitudinea fiecare să înțeleagă ce înseamnă. Aici o să mai vină încă
6 cm de beton, adică o să-i pun aici un opritor ceva. Și ajunge. În mod normal, scara de jos este diferită de alte două care urmează, pentru că se pleacă e cu două trepte mai puțin, adică aici sunt două trepte mai puțin și sus, în total, e cu una mai mult. Și de asta este decalajul ăsta aici și în partea cealaltă sus o să ducă mult mai sus treptele. E din cauza înălțimii. Și nu s-au putut începe treptele cu o treaptă mai încoace, pentru că sus, exact de aici, de la treapta asta, la etaj, o să fie o ușă. Deci cam asta am să fac un video și când e cofrajul complet gata, ranforsat tot, pus tot cap-coadă. Mai am un pic de reglat înapoi fierul, când o să mai călcat pe el, s-o mai lipit de scândură, adică să-i pun distanțări înapoi, să mai iau toate lemnele care mai sunt pe așa, cuii, pietricele sau ce mai sunt, nu mă chinui să le iau. Îmi ții dau un pic cu jetul de apă să duc toată mizeria jos. Cam asta e. Da, sper să vă ajute videoclipurile astea. Poate sunt persoane care nu știu de unde se înceapă și cum se înceapă și de asta fac videoclipurile atât de detaliate. Poate sunt persoane care chiar le sunt de ajutoare. Da. Sunt mulți și mai profesioniști ca mine, sunt mulți care se cred profesioniști. Sunt alții care habar nu au să nu înciocan în mână și se găsește să zică că nu e bine colo dincolo. Da. Există o vorbă din popor că suntem diferiți din fericire și fiecare gândește în felul lui. Da, păi, cam asta am făcut video asta mai devreme, pentru că nu mă încadrez și sunt unec afară, cred că vine ploaie. Și de asta l-am făcut înainte să fie complet gata, adică mă refer la capete, că oricum o să fac unul și cum era forțat tot. Am făcut unul acum ca să surprind mai multe detalii. Unde mi-e mai puțin acces, mai folosesc și șuruburi. Da, păi. O să fac și video cu cofrajul la planșeu. Da. Dacă o să mai am timp, dacă nu o să-l fac după ce este turnat beton. Că nu știu dacă ne încadrăm. V-am salutat!